Deputatul PSD Bogdan Gruia are o misiune specială pentru vecinii din satul natal. O să fiu voluntar cu Lumina Sfântă adusă de la Ierusalim, o să duc din Bistrița pe toată Valea Bârgăului până la Mănăstirea Piatra Fântânele din Pasul Tihuța. Când o să termin acțiunea de voluntariat, o să rămân la slujba de înviere împreună cu familia mea. Și guvernanții petrec sărbătorile acasă. Paștele în Bucovina este la momentul de față una dintre cele mai frumoase modalități de a-ți petrece Paștele la noi în țară. Voi roșii-o împreună cu băiatul meu. Aceste sărbători de regulă sunt sărbători de familie, alături de mama, sora, familia restrânsă. Premierul le-a promis jurnaliștilor că nu o să-i deranjeze în ziua sfântă. De Paște, ce faceți de Paște? În familie. În familie și nu o să mă vedeți, o să vă las în pace. O să vă las în pace. Ca orice român, și politicienii se preocupă în mod special de masa de Paște. O să încercăm cozonaci, înroșit ouăle, ori fetele noastre sunt mici, așa că au o pasiune deosebită în a picta ouăle. Să vedem, cred că lor o să le iasă mai bine. Eu am o slăbiciune, ca să zic așa, în zona culinară, și anume ciocolata de casă. Mă străduiesc încă de când eram copil să învăț rețeta, încă nu mi-a ieșit, dar o să continui să mă străduiesc și anul ăsta. Miel pe care noastră îi spuneți stufat. Dar în Ardeal are un gust mai deosebit, un gust tradițional. Unii dintre oamenii politici se limitează doar la a gusta preparatele tradiționale. La pregătirea bucatelor am două mâini stângi și nu am o aplecare către bucătărie. Sunt fan hrean, cum se spune în zona noastră, vorbim de acea salată din sfeclă coaptă amestecată cu hrean. Interveniți și dumneavoastră în bucătărie? Nu mă pricep. Eu mă pricep să mănânc, dar nu să prepar. Politicienii au o mini-vacanță de aproape o săptămână de Paște și 1 mai.